Să ne rugăm. Nu se aude microfonul, poate nu e deschis. Da, microfonul este închis. Frate Cristi. Așa. Toate acelea îți venim înaintea ta să-ți mulțumim pentru dragostea și bunătatea ta. Ajută-ne să înțelegem cuvântul acesta din Evanghelia după Ioan și să te preamărim așa cum dorești tu pentru fiecare în parte. Ajută-ne să fim ochi și urechi pentru cuvântul tău și niciodată să nu ne îndoim în viața noastră. Toate ceresc, binecuvântează pe orice suflet care s-a adunat în această seară și îmbărbătează-le prin puterea cuvântului tău, acum și până în veci. Amin. 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 Vă salut cu pacea Domnului. În seara aceasta vom continua studiul Evangheliei după Ioan. Suntem la capitolul 6, de la versetul 43. Doar ca amintire, ce am studiat până acum. Unde este Domnul Iisus? Vă amintiți? Este la Capernaum, da? Da. Și a intrat în discuție cu niște iudei care i-au cerut un semn. Adică oamenii aceștia au văzut minuni, au văzut că Domnul Hristos vindecă bolnavi, au văzut cum a hrănit peste 5.000 de oameni. Și totuși îi cer un semn. Și atunci Domnul Hristos începe discuția cu ei și explică sau îi dă mai multe informații despre misiunea lui, despre lucrarea pe care el o are să o facă pe acest pământ. Am ajuns la 43 atunci când oamenii aceștia nu puteau să accepte că Domnul Hristos este ceea ce a pretins, pâinea care coboară din cer. De ce nu puteau să accepte acest fapt? Pentru că știau cine este, îl cunoșteau de copil, știau că este fiul lui Iosif. Cum spune aici 42, îl cunoșteau pe tatăl și pe mama lui. Cum atunci poate să spună că a coborât din cer? Și Domnul Hristos îi răspunde, și mergem de acum în seara aceasta, vom citi răspunsul lui și vom vedea ce învățătură putem lua pentru noi de astăzi. Să citim. 43. Doar să vedem până unde să citim. Sora Irina? Doar puțin. Haide, până în 47. De aceea, Iisus a răspuns și le-a zis, nu cârtiți între voi. Nimeni nu poate veni la mine decât dacă Tatăl care m-a trimis îl atrage și eu îl voi învia în ziua de apoi. Este scris în profeții și toți vor fi învățați de Dumnezeu. Așadar, fiecare om care a auzit și a învățat de la Tatăl vine la mine. Nu că cineva a văzut pe Tatăl afară de acela care este de la Dumnezeu, el l-a văzut pe Tatăl. Adevărat, adevărat vă spun, cel ce mă crede pe mine are viața veșnică. Da. Nimeni nu poate veni la mine decât dacă Tatăl care m-a trimis îl atrage.
Ce învățăm din aceste cuvinte? Poate omul, din propria sa inițiativă, să vină la Hristos? Nu, no, absolut. Așa, așa, scrie foarte clar. Tatăl care m-a trimis îl atrage. Acum, hai să ne gândim puțin. Cum ne atrage Dumnezeu către Hristos? Prin Duhul Său. Da? Prin dragostea Lui. Nu am înțeles? Prin dragostea Lui. Mm-hmm. Prin cuvântul Lui, poate? Da. Sigur că Duhul Dumnezeu trebuie să influențeze pe cel care studiază, dar și cuvântul Dumnezeu când deschide, Dumnezeu prin cuvântul Său ne atrage tot la Hristos. Poate să ne atragă prin natură. Da. Prin creația, da? Pentru că creația vorbește despre Dumnezeu. Unii poate au fost atrași și prin vis. Avem Nabucodonosor, am studiat despre Daniel capitolul 2. Bine, el a auzit și înainte despre Dumnezeu, dar nu am citit că a fost atras de Dumnezeul lui Daniel. Abia în capitolul 2, când a visat acel vis și așa cum am studiat, el s-a întrebat ce va fi în viitor. Și Dumnezeu i-a răspuns prin vis. Prin aceasta Nabucodonosor a fost atras către Dumnezeu, către Hristos. Sigur că a fost o luptă lungă până s-a pocăit cu adevărat, dar a fost atras și prin vis. Deci ce vreau să spun este că Dumnezeu are diferite mijloace prin care ne atrage. În toate aceste mijloace, sigur, Duhul Dumnezeu lucrează. Așa, și cei care vor veni la Hristos, Hristos promite, aici este făgăduința Domnului Hristos, că El îi va învia în ziua de apoi. Bun. Nu știu, în celelalte versete crezi că avem ceva de subliniat? Nu ca cineva a văzut pe Tatăl, afară de acela care este de la Dumnezeu. El. Adică vorbește despre sine. El l-a văzut pe Tatăl. Adevărat, adevărat vă spun, cel ce mă crede pe mine are. Atenție! Asta s-a studiat despre viață. Aici spune așa foarte, foarte clar. Cel ce mă crede pe mine are sau o să aibă în viitor viață. Va avea sau are? Are. Are. Acum. Crede. Deci ideea că viața se primește cândva în viitor, adică în ziua antitipică ispășirii, ziua ispășirii pentru cei vii, este un fals. Cel care crede astăzi are viața veșnică. E clar, nu? Așa. Păi avem, scuze-mă că intru, avem pătrhalul de pe cruce, care Domnul Hristos a spus, adevărat, adevărat spun, astăzi, că vei fi cu mine în paradis. Așa a spus. Astăzi i-a făcut promisiunea, dar nu s-a dus. Da, păi eu am pus virgula. Adevărat, adevărat spun astăzi. Nu adevărat, adevărat spun că astăzi vei fi cu mine în rai. A spus adevărat, adevărat îți spun astăzi. Acum îți spun. Îți promit că tu de acum încolo vei fi cu mine în rai. Este un citat în Spiritul Profetic, în cartea Maranata. Spune că cel credincios poate să moară, dar viața lui Hristos este în el. Și în ziua de apoi, Domnul Hristos îl va învia. Deci astăzi, omul care moare, care este în Hristos, are viață în el. Deci nu ceva care se primește în viitor. Bun. Haideți să mergem mai departe. 48 și 49. Sunt în viață.
Sora Corina. Eu sunt pâinea vieții. Tații voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Da. Știm că contextul acestei discuții este Moise și faptul că strămoșii acestor oameni au mâncat în pustie mană. Și mana aceasta a fost trecătoare. Au mâncat și totuși au murit. Domnul Hristos aici spune un adevăr. Eu sunt pâinea vieții, adică adevărata pâine, adevărata hrană care nu dispare. Tați voștri au mâncat mana în pustie și au murit. Și cum mai departe, ce spune? Cei care mănâncă din pâinea aceasta, adică Hristos, ce se va întâmpla cu ei? Vor muri? Da. Citim 50 și 51. Sora Roxana. Sora Roxana, puteți citi? Ok. De aceea Iisus a răspuns și le-a zis. Nu. Deci 50 și 51. Ce anume? 50, a 50 51. Oi să așa, ridic puțin. A, așa. Asta e. Ah, ok. Mersi. Aceasta este pâinea care coboară din cer ca să mănânce din ea oricine și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din această pâine, va trăi pentru totdeauna. Și pâinea pe care o voi da eu este carnea mea pe care o voi da pentru viața lumii. Da, deci părinții acestor oameni au mâncat în pustie și au murit. Adică mana respectivă, care Domnul Hristos a fost cel care a dat și mana, nu era o mâncare, o hrană care dă viața veșnică. Adevărata pâine care dă viața este Domnul Hristos. Dacă mănâncă cineva din această pâine, va trăi pentru totdeauna. Și pâinea pe care o voi da eu este carnea mea, pe care o voi da pentru viața lumii. Adică cum? Pâinea este carne. Se referă la Sfânta Cină. Sigur? Garantat. Nu sunt de acord. La persoana lui. La persoana lui Hristos. Bun. La jer falsa. Cum? Bine, da, aici e clar că la jertfa falsa. Da, se referă la jertfa lui, pe care o voi da pentru viața lumii. Clar face referire la faptul că el își va da trupul la moarte pentru ca noi să avem viață. Dar hai să vedem mai departe următoarele versete și vom vedea dacă se referă la Sfânta Cină. 52. Da, 52 doar. Fratele Petru. De aceea iudeii se certau între ei spunând: cum poate acest om să ne dea carnea lui să o mâncăm? E clar că acești oameni au înțeles că Domnul Hristos vorbește în sens literal. Și normal s-a întrebat, cum poate să ne dea să mâncăm din carnea lui? Adică cum? Trebuia să devină canibali dacă era literal. Întrebare, ce credeți? Domnul Hristos a vorbit în mod literal sau nu? Absolut că nu. Nu. Normal că nu. Da, clar că nu s-a referit la cineva să mănânce carnea lui, în sens literal. Da, ei se certau. Ellen White spune că ei au înțeles, de fapt, mesajul lui Hristos, dar nu vreau să accepte. Da, stăteam și mă întrebam chiar la asta, scuzați-mă că n-am ridicat mâna, dar chiar mi-am pus întrebarea de multe ori. Și vedeți, dacă n-am avea spiritul profetic, ne-am cam pune pe gânduri aceste texte. Pentru că și eu, la rândul meu, dacă mi-ar spune cineva așa ceva,
nu știu unde bate, adică nu știu cam ce vrea să ajungă, adică de multe ori și noi între noi ne punem întrebarea, mă, unde vrei să ajungi cu cuvintele astea? Vorbește pe față, adică de ce nu a vorbit pe față cu ei? Să le spună, măi, dacă nu veniți la mine, eu sunt calea, adevărul și, cum a spus mai devreme. Deci sunt niște chestii care îți dă de gândit, adică. Da. Dar... Da. Da, mulțumim, deci, domnule, că aveam... Acum, interesant este că Domnul Hristos merge mult mai radical cu cuvintele lui, nu doar carnea și altceva zice. Haideți să citim la 53 până la 56. Sau 57, până 57. Fratele Lorin. Frate Lorin, poți citi? Oh, scuze, eu citeam cu microfonul închis. Scuze. Atunci Iisus le-a spus, adevărat, adevărat vă spun, dacă nu mâncați carnea Fiului Omului și nu beți sângele Lui, nu aveți viață în voi. Ci carnea mea, cine carnea mea o mănâncă și bea sângele meu, are viață eternă și eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci carnea mea este într-adevăr mâncare și sângele meu este într-adevăr băutură. Cine carnea mea o mănâncă și bea sângele meu, locuiește în mine și eu în el. Așa cum Tatăl... Ajunge până aici. Deci Domnul Hristos, după ce îi spune iudeilor despre carnea lui, zice nu doar carne și sângele, nu? Să mănânce carne și să bea sângele. Noi știm că evreii aveau o lege clară, că nu aveau voie să mănânce sânge, cel puțin nu de om. Dar nu aveau deloc nici de animale. E clar, trebuie să fie clar că Domnul Hristos nu se referă la ceva literal. E, acum, haideți să discutăm puțin. La ce exact se referă? Ce înseamnă să mâncăm carnea și să bem sângele lui Hristos? Știu că la cina Domnului, așa se spune, pâinea reprezintă carnea lui Hristos și vinul reprezintă sângele. Dar se referă doar la cina sau la ceva mai mult? E ceva simbolic. E ceva simbolic. Da. Da, este simbolic. Fratele Popa? Da. Deci când face referire la carnea lui, le amintea despre jertfa lui pe cruce. Deci, cu alte cuvinte, Domnul Hristos încerca să le spună, voi aveți nevoie să vă încredeți în lucrarea mea care o fac pentru voi, dar și lucrarea mea care o fac pentru voi, deci nu doar pe cruce, și în viața voastră. Sângele e viața Domnului Hristos în viața noastră. Da? Avem pe altcineva care... Da? Dacă Domnul Hristos se referă doar la cină, atunci nicio problemă. Mergem, luăm cină și avem viața. Ce înseamnă de fapt să mâncăm carnea Domnului Hristos și să bem sângele Lui? Doar de 4 ori pe an, din 3 în 3 luni? A ne hrăni cu cuvântul Său în fiecare zi. Corect. Al rumega, a medita la cuvânt, nu numai doar a citi. Da. Deci cuvântul lui Dumnezeu este hrana, este de fapt carnea lui Hristos și sângele Lui. Studiul cuvântului, un studiu detaliat, înseamnă a ne hrăni. În fiecare zi, noi trebuie să ne hrănim, așa cum avem nevoie de hrana fizică. Că să trăim, nu? Dacă nu mâncăm, putem trăi ceva timp, nu știu câte zile putem rezista și murim. Dacă nu bem apa, mai repede. La fel, un om creștin, dacă așteaptă din 3 în 3 luni ca să ia, să se hrănească cu sângele și cu trupul lui Hristos, va muri. Noi trebuie în fiecare zi să mâncăm din cuvânt, să mâncăm din trupul lui Hristos și să bem sângele Lui. Asta înseamnă, de fapt, cuvintele Domnului Hristos.
Ok. M-am uitat pe chat să văd ce mesaje sunt. Este cineva care mai are ceva de spus aici? A mânca trupul lui înseamnă a trăi la fel ca el. Da. Corect. Deci nu doar o cunoaștere teoretică, ci a mânca înseamnă că, știți, când mâncăm hrana fizică, nu doar că cunoaștem despre fructe și legume, asta e cunoștință. În momentul când le mâncăm, acestea devin o parte din noi, din trupul nostru. Este, în același fel, noi putem avea cunoștințe despre Hristos, despre misiunea Lui. Dar a mânca din cuvânt, din trupul lui Hristos, este ceva mult mai mult decât a avea cunoștințe. Înseamnă că cuvântul lui să devină o parte din noi. Așa cum s-a spus, înseamnă a trăi cuvântul lui, a trăi ceea ce citim, ceea ce studiem, să fie o parte din viața noastră. Asta înseamnă să mâncăm din trupul lui și să bem din sângele lui. Viața lui devine viața noastră. El devine o parte din trupul nostru. Da, fructele și mâncarea dă energie corpului. La fel și studiind din Scriptură, ne umplem cu acea energie, cu acea Duhul lui Dumnezeu care ne deschide inima și ne descoperă lucruri care poate până atunci nu le-am descoperit. Da. Și prin asta trăim. Da, un creștin adevărat simte și această foame în fiecare zi. Simte foame ca să mănânce iarăși și iarăși și iarăși din cuvântul lui. Poate Ștefan? Așadar, că Mântuitorul spune carnea mea și sângele meu se referă la cuvântul tipărit, adică cuvântul biblic pe care noi cu care ne hrănim. Dar la aspectul acesta se referă, frate, de ea. Da, bună întrebare. Ce părere aveți? S-a auzit foarte încet, eu nu prea am auzit ce a zis frate, dacă poți să repeți ideea. Acum se aude? Da. Da. Întrebarea este dacă carnea lui și sângele lui se referă doar la cuvântul Scripturii, adică doar la acolo este limita, sau înseamnă ceva mai mult? Sau ce înseamnă, mai bine zis? Păi cred că s-a spus, s-a răspuns oarecum la această întrebare, că nu este numai pur și simplu informație. Trebuie urmată și de o trăire potrivit acelei informații. Deci cred că la asta, nu știu dacă altceva e, altfel ar fi răspunsul. O cunoaștere teoretică nu te ajută la nimic. Deci cuvântul Scripturii pe care îl citim e carnea și sângele Mântuitorului? Da. Pot să văd și un argument pentru asta? Dar mult mai mult decât atât. Deci asta este doar o parte din... Hai să citesc ceva în Scriptul Profetic. Doar puțin. Mulțumesc. Să văd. Vreau să văd. A mâncat trupul și a bea sângele lui Hristos înseamnă a-L primi ca mântuitor personal, crezând că El ne iartă păcatele și că suntem făcuți desăvârșiți în El. Admirând iubirea Lui, stăruind asupra ei, sorbind-o, devenim partaj al naturii sale. Ceea ce e hrană pentru corp trebuie să fie Hristos pentru suflet. Hrana nu este de folos decât atunci când o mâncăm, când devine o parte din ființa noastră. La fel și Hristos nu are nicio valoare pentru noi dacă nu-L recunoaștem ca mântuitor personal. O cunoaștere a Lui din teorie nu ne este de niciun folos.
Trebuie să ne hrănim de cu El sau primim în inimă, astfel ca viața Lui să devină viața noastră. Iubirea Lui, harul Lui trebuie să fie asimilate. Doar că puțin acum mai jos. Ți-am trimis și mie citată, te rog. Viața lui Hristos, care da viața lumii, este în cuvântul Său. Prin cuvântul Său, Hristos a vindecat bolile și a lungat demonii. Prin cuvântul Său, a liniștit marea și a înviat morți. Iar oamenii mărturiseau că în cuvântul Său era putere. El a rostit cuvântul lui Dumnezeu așa cum a vorbit prin toți proroci și prin învățătorii din Vechiul Testament. Întreaga Biblie este o manifestare a lui Hristos și Mântuitorul dorea să alege de cuvânt credința urmașilor Săi. Atunci când prezența Sa vizibilă urma să se retragă, cuvântul avea să fie izvorul puterii lor. Asemenea Domnului lor, ei trebuiau să trăiască prin orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Și mai citesc, vreți? Încă un paragraf. După cum viața fizică este susținută prin hrană, tot așa și viața spirituală este susținută prin cuvântul lui Dumnezeu. Și orice om trebuie să primească viața din cuvântul lui Dumnezeu. După cum trebuie să mâncăm noi înșine ca să fim hrăniți, tot astfel trebuie să primim și cuvântul pentru noi înșine. Noi nu trebuie să primim numai prin mijlocirea altei minții. Trebuie să studiem cuvântul lui Dumnezeu cu atenție, cerând de la Dumnezeu ajutorul Duhului Sfânt pentru că să înțelegem cuvântul Său. Trebuie să luăm un verset și să ne concentrăm mintea, ca să înțelegem gândul pe care Dumnezeu l-a pus acolo pentru noi. Trebuie să stăruim asupra acelui gând până când nu însușim și știm ce zice Domnul. Și așa mai departe, putem citi mai mult. Este Hristos Lumina Lumii, capitolul Criza din Galileea. Poți să spui ce pagine în original? În original este, dar puțin să văd aici ce pagini sunt date. Nu, aici nu văd pagina original, decât în limba română este 368-369. Ok, am vrut să văd să nu citesc cumva același. Vreau să mai dau citire unui citat. E Hristos Lumina Lumii, pagina 390, spune așa. După cum viața fizică este susținută prin hrană, tot așa și viața spirituală este susținută prin cuvântul lui Dumnezeu. Da. Și orice om trebuie să primească viața din cuvântul lui Dumnezeu. După cum trebuie să mâncăm noi înșine ca să fim hrăniți, tot astfel trebuie să primim și cuvântul pentru noi înșine. Noi nu trebuie să-l primim numai prin mijlocirea altei minți. Trebuie să studiem cuvântul lui Dumnezeu cu atenție, cerând de la Dumnezeu ajutorul Duhului Sfânt, pentru ca să înțelegem cuvântul Său. Trebuie să luăm verset cu verset. Aici, în acest capitol, iarăși găsim un răspuns la întrebarea care a fost pusă, apropo de ce a spus fratele Ștefan. Da, este același, am citit acest paragraf, este același capitol. Scuze. Doar că este altă ediție sau poate în original este la tine. Aici nu am, cartea mea nu are în original. Da, deci este clar că Domnul Hristos spune, cuvintele pe care vi le-am spus sunt duh și viață. În cuvântul Dumnezeu și-a pus gândul Lui. Studiul acestui cuvânt nu este doar a citi, așa superficial. Și fiecare cuvânt din Scriptura, fiecare verset ascunde gândurile lui Dumnezeu pe care trebuie să le căutăm, să le înțelegem, să medităm la ele. Aceasta înseamnă a ne hrăni cu trupul și cu sângele Domnului Hristos. Da. Mai este vreun gând pentru ceea ce am vorbit? Se referă și la cină, nu? Cred că se lichidează. Da, sigur, o parte din această ceea ce Domnul Hristos vrea să-mi transmită aici, să mâncăm din trupul lui și să bem sângele, da, o parte este cină, sigur. Dar știți cum este? Dacă noi
luăm doar cina, așa cum am spus, din 3 în 3 luni, dar nu mâncăm în fiecare zi trupul lui și nu bem sângele lui, adică nu ne adâncim în studiul a Scripturii, faptul că participăm la cină nu are absolut nicio valoare. Pot să zic și eu ceva? Da. De exemplu, ce ar fi să ne hrănim doar de 3-4 ori pe an? E la fel și cu murim. Mâncarea fizică. Dacă te-ai hrănit din doar de 4 ori pe an, ești tu oare capabil să vorbești cum trebuie sau ești un om, cum să zic eu, nealimentat, neștiind ce să spui? Eu nu zic că au fost posturi care s-au ținut 40 de zile, dar vedeți că în urma acelui post a trebuit ajutor. Deci e adevărat că cuvântul lui Dumnezeu trebuie mâncat zilnic, la fel cum și hrana noastră zilnică trebuie mâncată. Poate uneori avem nevoie, cum s-a amintit, post, și ca să putem să-l înțelegem. Dar nu putem să punem numai pe seama Sfântei Cine totul. Da. Pentru că are un înțeles parțial Sfânta Cină. Normal, nu știu dacă este, să zicem așa, normal să ai Sfânta Cină. Am înțeles că unii o iau săptămânal. Scuze. Las pe fratele Dean să spună. Da, dar eu cream că ai oprit de asta, am văzut că vorbești și tu m-am oprit ca să te las să termini. Da, de ce ne-am spune într-un citat că Duhul cel Sfânt al Dumnezeu se găsește în cuvântul Său. Adică noi studiind Scriptura, noi ne hrănim cu gândurile, cu cuvântul lui Dumnezeu și primim Duhul Dumnezeu. Asta este ceea ce trebuie să facem în fiecare zi, dacă vrem să avem o viață spirituală adevărată. Dacă nu, murim spiritual. Nu ne hrănim, adică nu studiem, murim spiritual. Chiar dacă ne rugăm, poate să ne rugăm, dacă nu studiem, murim spiritual. Și invers. Dacă doar citim și nu ne rugăm, iarăși murim. Așa că și rugăciunea, într-un sens, putem spune că este a ne hrăni cu carnea lui Hristos și a bea sângele lui. Orice lucru spiritual care ne apropie de Hristos și care ne face să primim Duhul Lui, înseamnă carnea și sângele Lui, inclusiv cina Domnului, bineînțeles. Bine, când vine vorba de aceste lucruri, avem pe Pavel care ne spune rugați-vă neîncetat, dar cine l-a inspirat pe Pavel să spună acele lucruri? Nu tot Mântuitorul. Deci, dacă e să luăm așa, toate învățăturile date de acești oameni vin de la Hristos și El spune exact ce să facem. Vorbește aici un pic, puțin, dincolo puțin. Deci se completează Scriptura. Da. Da, bun. Cred că este clar acest lucru. Propun să mergem mai departe, pentru că nu avem altă mână ridicată. Care a fost ultimul verset? Am citit 58? 57 a fost ultimul. Da? Da, 58 este același gând. Nu știu de ce nu l-am citit, poate n-am văzut. Citesc eu. Aceasta este pâinea care a coborât din cer, nu așa cum au mâncat tot tații voștri, mana, și au murit. Cel ce mănâncă din pâinea aceasta va trăi pentru totdeauna. Da, aici este un principiu clar. Viața veșnică vine doar prin Hristos. Orice alt lucru, chiar dacă este un lucru spiritual, chiar dacă e ceva biblic, uite, mana, vorbim despre mana, nu da viața veșnică. Mana doar a fost o pildă, pentru că Domnul a dat mana acolo. Dar noi învățăm din această mana că mâncarea adevărată vine tot de la Dumnezeu. Viața veșnică este doar prin Hristos. Nu există o altă cale, nu există un alt mijloc decât prin Hristos. Bun. Hai să mergem în următoarele versete. 59, 60, dar puțin. Da, 59 și 60. Mai la dreapta, că nu se vede tot. Cum? Mai la dreapta, pentru că nu se vede tot. Nu știu, la mine se vede bine.
Se vede bine, frate, poate trebuie să îndrept ceva tu acolo, dar la noi se vede bine. 59 și 60, nu? Da. Acestea le-a spus în sinagogă pe când îi învăța în Capernaum. De aceea mulți dintre discipolii lui, când au auzit, au spus: greu este cuvântul acesta, cine îl poate asculta? Deci, aici avem ceva foarte interesant. Oamenii aceștia care, sau cel puțin o parte dintre oamenii care au fost prezenți acolo, o parte dintre ei au fost discipolii lui, care au fost martori la minunile pe care Domnul Hristos le-a făcut, dar acum, în aceste cuvinte pe care El le-a spus, acești oameni s-au poticnit. Greu este cuvântul acesta, cine îl poate asculta? Cum înțelegem aceste versete? Cum putem aplica acest verset la noi astăzi? Și noi suntem discipolii lui Hristos, nu? Oare există cândva în viața noastră un moment când spunem greu este cuvântul acesta, cine îl poate asculta? Aveți vreo idee? Cum putem aplica acest verset la timpul nostru? Sora Alina. Pacea Domnului. Pace. Eu am intrat mai târziu. Da, personal pot să aplic, mă refer la mine acum, de câte ori trebuie să jertfesc eu meu, de câte ori trebuie să... și în situațiile în care ești nedreptățit și ai vrea să... omenește vorbind, adică nu ai făcut nimic greșit. Și totuși ești acuzat pe nedrept, ești neînțeles. Ba, poate și batjocorit, poate e foarte greu atunci să te lepezi de tine, să lași de la tine, ca Hristos să fie viu în tine. El care a fost batjocorit, lepădat și neînțeles, de propria familie chiar, atunci e cea mai grea luptă, când trebuie să te lepezi de tine, ce să mai intru în cuvânt. Da. Pe mine mă întărește faptul că Domnul Hristos a mers înaintea mea pe drumul acesta. Și lucrul ăsta îmi dă putere. Pentru că mă gândesc așa: Doamne Iisuse, Tu nu ai făcut niciun rău nimănui, nici măcar cu gândul. Eu sunt o păcătoasă care încă păcătuiesc. Sper să vină ziua în care să nu mai întristez pe Domnul. Adică, cumva, eu merit anumite lucruri din partea celorlalți, nu? Dar Domnul Hristos n-a făcut nimic decât bine și cu toate astea a fost... Și în cazul ăsta El s-a lepădat de sine, nu și-a făcut dreptate. Am înțeles un lucru, că euul nu suportă nedreptatea, pe când dragostea suportă totul. Da. Da, mulțumesc. Fratele Popa? Da, deci cum a fost întrebarea? De ce? Cum putem aplica acest verset, versetul 60? A, deci când ajungem să... timpul nostru. Da, când ajungem să zicem cuvântul ăsta e prea de tot. Păi da, e simplu. Când îl iei pe bucățele, când te limitezi decât la anumite pasaje și atâta. Și nouă ni s-a întâmplat într-o discuție cu cineva să ne spună un verset și noi am vrut să completăm cu alt verset care să clarifice tablou. Și n-a vrut să accepte versetul care l-am dat, a zis: nu, 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 ăsta voi l-ați scos din context, nu e adevărat, eu mă limitez decât la ăsta. Și sunt foarte mulți care în ziua de astăzi zic: nu, nu, ăsta e prea de tot cuvântul. Pentru că nu ia tot cuvântul. Da. Pentru diferiți oameni poate să fie o diferită experiență. Pentru cei care țin, de exemplu, duminică, poate vor accepta multe lucruri, dar când vine sabatul și știe că acceptarea sabatului
presupune o jertfă din partea persoanei respective, poate probleme la serviciu sau alte probleme, zice, a, nu este prea mult, nu se poate. Cazul cu acel tânăr bogat care a întrebat ce să facă ca să aibă viața veșnică și a zis că a păzit toate poruncile. Și Domnul Iisus îi dă un singur lucru. Vinde tot ce ai, dă-i să-l la săraci și vină după mine. A, nu, asta e prea de tot. Asta e cuvântul greu, cum scrie aici în Fidela. Cine poate asculta așa ceva? Deci pericolul este să acceptăm anumite învățături din Scriptură, dar să ne poticnim la atunci când ajungem la lumina mai mare și mai mare, la lucruri pe care Dumnezeu poate cere să le sacrificăm. Uite, de exemplu, în dietă. Am avut exemple de frați cu care am vorbit. Acceptau reforma sanitară până la un anumit punct. Și când mergeam mai departe, să spunem, și alte lucruri care sunt implicate în reforma sanitară, nu, zice, asta e prea mult, asta e prea de tot, nu se poate. Este posibil, vine timpul când Domnul ne va cere să renunțăm la tot pe acest pământ, la casă, la mașină, la poate la familie. Ce vom spune atunci? Este prea de tot? Acești oameni s-au poticnit de cuvintele Domnului Hristos și nu mai puteau să asculte mai departe. Cine poate asculta astfel de învățături? Și știm că au plecat, l-au părăsit pe Domnul Hristos. Până atunci au fost cu el. E clar că oamenii aceștia nu erau dorința sinceră de a urma pe Domnul Hristos, ci așa cum am studiat săptămâna trecută, era speranța lor că Domnul Hristos va accepta să fie încoronat ca rege, având în vedere și minunile pe care le-a făcut, a fost în stare să hrănească 5.000 de oameni, credeau că este omul care va înalța națiunea. Deci ei nu au venit cu motivație sinceră de a îl cunoaște pe Dumnezeu, de a birui păcatul, ci pur și simplu totul a fost din motive egoiste, de auto-înălțare al eului, națiunii și așa mai departe. Frate Dorin. Da, vreau să spun că în zilele noastre și chiar între noi adventiștii sunt divergențe cu privire la nașterea Domnului Iisus în cer. Și când spun la cineva, hai că asta e prea de tot, deja acum e total, nu știu de unde ai spus, nu știu, deși deja începe și acuză și așa mai departe. Și exemple pot urma. Sunt foarte multe exemple cu care putem continua, cum e și cu multe altele. Și nu vreau să le lungesc, dar exact cum ai amintit și tu și... Da. Da. Mulțumim. Ok, haideți să mergem mai departe, următoarele versete. Citim de la 61 până la 64. Sora Irina. Nu, până la 65. Da, sora Irina, da? Da. Așa, 61-65. Da. Am găsit, hai, da. Dar Iisus, cunoscând în ei însuși că discipolii lui cârteau despre aceasta, le-a spus, aceasta vă potignește? Dar dacă l-ați văzut pe Fiul omului urcându-se, unde era mai înainte? Duhul este cel care dă viața, carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le spun eu sunt duh și viață. Dar sunt unii dintre voi care nu cred, fiindcă Iisus știa de la început cine erau cei care nu crezuseră și cine este cel care îl va trăda. Și spunea, din această cauză v-am spus că nimeni nu poate veni la mine decât dacă i-a fost dat de Tatăl meu. Da. Și următorul verset spune că după aceste cuvinte, de atunci mulți dintre discipolii lui au mers înapoi și nu mai umblau cu el.
Da, era o cuvântare destul de grea pentru acești oameni, învățători spirituale pentru care ei nu erau pregătiți. Duhul este cel care dă viața, carnea nu folosește la nimic. Adică natura noastră, trupul acesta nu folosește la nimic. Și ne spune ce este Duhul și ce este viața. Cuvintele pe care vi le spun, adică aceste cuvinte primite prin credință, înseamnă a primi Duhul și primi viața. De aceea noi ne hrănim zilnic de cuvintele lui Hristos, cuvintele lui Dumnezeu. Hrănindu-ne de aceste cuvinte, primim Duh și primim viața. Pentru că Scriptura este mijlocul prin care îl cunoaștem pe Dumnezeu. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-a trimis tu. Cum îl cunoaștem? Prin cuvântul Său. Da, sunt unii dintre voi care nu cred. Aici clar se referă și la Iuda, pentru că amintește că cel care îl va trăda. Dar nu doar Iuda, erau și alții. Pentru că 66 spune că mulți dintre discipolii, deci nu se referă la cei 11, o scoatem afară Iuda. Erau mai mulți atunci ucenici, deci nu doar cei 11. Deci o mare parte dintre acești ucenici s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. L-au părăsit definitiv. Haideți să mergem mai departe. Da? Deci 70 l-au părăsit. Da, da, în altă parte spune clar numărul. Bun. Haideți să... Acum am văzut două mâini ridicate. Frate Lorin și sora Alina. Ok, frate, spuneți după asta. Da, vreau să spun un lucru. Gândiți-vă la o chestie. Sunt acești oameni care ascultă muzică și au anumiți idoli, adică cei care cântă, și cunosc atât de multe și a fost undeva un șoc. Mă uitam mai de mult pe vremuri. Mi-a rămas în minte că, de fapt, idolul acestui om știa mai multe decât știa el despre el. Și vă întrebați oare cum este posibil, pentru că acel om nu își dădea seama de anumite lucruri, acel cântăreț sau nu știu ce era, actor, iar această persoană când a fost întrebată, cunoști despre el, da, aia mănâncă, aia face, aia drege, ce vreau să spun cu astea, deci acești oameni au studiat atât de mult și atât de pasionați sunt de acest idol al lor, că știu absolut totul despre acea persoană. Eu cred că e un lucru care avem de învățat de aici, și anume, dacă noi l-am cunoaște pe Domnul Hristos la fel ca și cum oamenii ăștia îți dau interesul atât și pierd atâta timp ca să vadă ce mănâncă, unde umblă, cu ce se îmbracă și așa mai departe, ce idei au, cred că cu atât mai mult este datoria noastră ca să aflăm din Scriptură despre Dumnezeu nostru și ce vrea El de la noi. Deci cam asta a fost ideea că am vrut să spun. Da. Ok. Sora Alina? Da, mă gândeam la ce ați zis acum despre... Înainte aveam o altă idee, dar încep cu asta. Ați zis de Iuda, că făcea parte dintre cei care nu credeau sau care mi s-a părut greu. El nu a plecat. El a rămas. Adică, nu știu. Pe ce da, el nu a plecat. Nu a plecat acum, deci... Pentru că Domnul îi întreabă, voi nu vă duceți. Mă rog, Petru ia cuvântul, dar știu că Iuda a rămas. Dar Iuda nu că nu credea și nu înțelegea. Iuda a avut alte planuri în minte. El a crezut că e chiar mai inteligent decât Domnul Iisus și îl va ajuta în... Da. M-am referit la Iuda pentru că versetul 64 spune că Domnul Hristos știa cine erau cei care nu au crezut, cei care au plecat cei 70, și cine este cel care îl va trăda. Ei, aici cel care îl va trăda se referă la Iuda. Da, dar nu că, deci nu cred că Iuda nu credea. Deci Iuda credea. Eu am citit despre Iuda și am rămas impresionată și uimită de credința și chiar sora Oaie spune că îl iubea pe Domnul Iisus Hristos. Deci chiar avem acolo, deci chiar am rămas așa, am zis, Doamne, cât de mult am putea să ne înșelăm în noi înșine. De,
Zice, îl iubea pe Mântuitorul. Deci e o comparație între el și Petru, între el și Ioan. Și vorbește despre numai că a avut alte probleme. Da, și ce vreau să spun înainte de ideea aceasta cu Iuda, mă gândeam atunci când a zis că n-a înțeles, mă gândeam la că n-au înțeles, s-a părut prea greu, mă gândeam la Nicodim, care era un învățat. Aceștia care îl urmau pe Domnul nu erau tocmai, nu cred că erau deloc din învățații lui Israel, nu? Erau oameni simpli care se alăturau Domnului Iisus Hristos ascultându-L cum predica și puterea care o avea în cuvânt. Am să citesc un citat din Spiritul Profetic mai târziu, după ce toți vorbesc că au mână ridicată, să vedem motivul pentru care acești oameni au plecat. Da, mă gândesc că chiar Nicodim, ați văzut, era greu să înțeleagă ce îi spunea Domnul Iisus Hristos. Dacă nu ești călăuzit de Duhul Lui, ați văzut cum punea întrebarea, păi cum să mă nasc din nou, să intru din nou în pântecele mamei mele? Deci mintea umană limitată se blochează dacă Dumnezeu nu face lumină acolo. Atât aveam de spus. Bine, fratele Popa și după aceea sora Roxana. Da, aș vrea să vă zic așa, în două cuvinte, o mică experiență, din propria mea experiență legată de bucuria studiului cuvântului. Adică am ajuns nu doar acum, dar mai mult acum. Îmi produce un confort studiu, relația cu cuvântul. Chiar produce viață în noi. Mă liniștește. Dar vă spun sincer, existau zile în trecut, mă rog, când munceam și când vedeam și munceam, mi se întâmpla să uit, să studiez dimineața. E, vă spun sincer, ziua aia nu era o zi normală. Mă enervam, găsam nod în papură, mă certam cu copiii, poate mă luam și cu soția. Și singur, la un moment dat, mă opream și îmi dădeam seama, aoleo, eu uitai. Deci a ajuns pentru mine ca un fel de confort, relaxare, drog, cu alte cuvinte, cuvântul. Ok, mulțumim. Sora Roxana? Da, eu vreau să spun, mă auziți? Da. Da? Da. Că microfonul ăsta e când închis, când deschis. Deci eu vreau să spun că am citit despre cele 10 fecioare, că cele 5 fecioare nechipzuite nu sunt ipocriți. Da. Sunt oameni foarte sinceri care îl iubesc pe Dumnezeu din toată inima. Deci singura lor problemă e că sunt superficiali. Deci nu... Cum să zic eu, n-au luptat să aibă Duhul Sfânt și n-au studiat scripturile ca să înțeleagă. Deci au luat lucrurile prea ușor. Dar nu înseamnă că nu l-au iubit pe Dumnezeu. L-au iubit pe Dumnezeu și nu sunt fățarnici cele 5 fecioare nechipzuite. Deci e foarte interesant și dă de gândit pentru mulți dintre noi, care zicem că îl iubim pe Domnul Iisus și vrem să-L urmăm și vrem să facem, dar dacă ne luăm prea puțin timp și dacă lăsăm totul așa prea ușor și nu ne dăm silința, s-ar putea să fim în categoria celor 5 nechipzuite foarte repede. Bun, haideți să citesc sora Corina. Zi. Din gură spunem toți că iubim pe Dumnezeu și nu știu, adică nu măsor pe nimeni care e situația, dar putem spune așa, atâta timp cât eu sunt stare să mor, dacă nu sunt stare să mor decât să spun o minciună, decât să păcătuiesc, nu iubesc pe Dumnezeu. Deci mulți spunem din gură că iubim pe Dumnezeu, dar când e vorba la anumite probe, ne trezim că bârfim, ne trezim că mințim, ne trezim că
știu eu, urâm sau știu ceva alt și alt, de te zic că ne certăm. Deci asta nu este iubire, fraților, credeți-mă. Nu vizez pe nimeni, mă refer la mine direct. Asta nu e iubire, este din gură. Din gură toți putem pune, iubesc pe Dumnezeu, dar e problema dacă sunt și de acord să mor pentru El decât să păcătuiesc. Trebuie să fii foarte atenți aici, că deci a iubi pe Dumnezeu numai cu din gură este o amăgire. Asta am vrut să zic, că să fim foarte atenți. Da, mulțumim. Acum haideți să citim ceva. Doar un gând, o idee. Da. Iubirea pentru Dumnezeu trebuie să fie iubirea pe care a avut-o Hristos pentru noi și spune i-a iubit până la capăt. Noi îl iubim pe Dumnezeu până într-un punct. Că și ceea ce manifestăm până într-un punct, tot de la El vine, nu vine din noi. Zice, orice impuls bun, orice gând, orice lucru bun vine de la El. Dar vedeți, trebuie să ajungem în punctul acela în care să-L iubim până la capăt. Cum a zis fratele, mai bine să mor decât să păcătuiesc. Pe când Domnul Hristos i-a iubit pe ai săi și i-a iubit până la capăt. Amin. Ok, haideți să citim acum acest citat din Hristos, Lumina Lumii, să vedem exact care a fost problema cu acești oameni care au plecat. Trec peste câteva paragrafe, citesc doar o parte. Spune așa, Hristos a rostit un adevăr sfânt și veșnic cu privire la legătura dintre El și urmașii Săi. Asta cu a mânca carnea și bea sângele. El cunoștea caracterul acelora care pretindeau că sunt ucenicii Lui și cuvintele Lui au pus la încercare credința lor. El a declarat că ei trebuiau să creadă și să lucreze după învățătura Lui. Încercarea era prea mare. Entuziasmul celor care căutaseră să-L ia cu forță și să-L facă împărat se răcea. Cuvântarea aceasta ținută în sinagoga, ziceau ei, le-a deschis ochii. Acum nu mai erau înșelați, așa credeau ei. Pentru mintea lor, cuvintele erau o mărturisire directă că nu era Mesia și că nimeni nu avea să câștige vreo răsplată pământească din legătura cu El. Ei salutaseră cu bucurie puterea Lui făcătoare de minuni. Erau nerăbdători să fie eliberați de boala și suferință, dar nu voiau să aibă nicio legătură cu viața Lui de sacrificiu. Nu-i interesa împărăția spirituală tainică de care vorbea El. Cei nesinceri și egoiști care îl căutaseră nu-l mai doreau. Dacă El nu voia să-și consacre puterea și influența pentru a-i elibera de sub romanii, nici ei nu voiau să mai aibă de-a face cu El. Și acum atenție! Pentru că au fost mustrați în public din cauza necredinței lor, acești ucenici s-au înstrăinat și mai mult de Hristos. Ei erau foarte nemulțumiți și dorind să-L rănească pe Mântuitorul și să satisfacă făruitatea fariseilor, i-au întors spatele și L-au părăsit cu dispreț. Ei făcuseră alegerea, luaseră forma fără spirit, coaja fără sâmbure. Niciodată mai târziu nu și-au mai schimbat hotărârea, deoarece nu mai mergeau cu Isus. Și acum pentru noi. Pentru motivul că erau prea îngânfați și încrezuți în propria dreptate pentru a primi mustrarea, prea iubitori de lume și ca să accepte o viață de umilință, mulți s-au îndepărtat de Hristos. Mulți fac și astăzi la fel. Oamenii sunt și astăzi încercați ca acei ucenici din sinagoga din Capernaum. Când adevărul pune stăpânirea pe inimă, văd că viața nu le este în acord cu voia lui Dumnezeu. Văd nevoia unei totale schimbări, dar nu vor să primească o lucrare care cere lepădare de sine. Din cauza aceasta se mânie atunci când îți descoperă păcatele. Ei pleacă ofensați ca ucenicii care L-au părăsit pe Iisus spunând, vorbirea aceasta este prea de tot. Cine poate să o sufere? Și așa mai departe, să-mi citesc că cine vrea poate citi din Hristos Lumina Lumii, capitolul Crize din Galileea. Deci nu erau oamenii sinceri, erau oamenii egoiști care se așteptau la un câștig pământesc. Când au văzut că Domnul Hristos vorbește despre sacrificiul de sine, despre renunțări, despre jertfe, nu mai puteau să suporte acest lucru. Și s-au convins în mintea lor, erau convinși
Pentru că așa vreau de fapt, că nu el e Mesia. Și l-au părăsit. Da. Bun. Haideți să vedem acum. Domnul Iisus, sigur că nu i-a fost ușor, dar el va spune, nu am citit acest paragraf, a fost un moment de cernere. Când neghina se despărțit de greu. Adică acești oameni erau neghina. A venit moment de cernere în biserica lui, în această mică grupă pe care Domnul Hristos a format-o și care, oamenii care mergeau după el. Așa că nu a fost o mare pierdere faptul că acești oameni au plecat. Pentru că dacă ar fi rămas, ar fi rămas mai departe o pricină de puticnire, nu? Nu erau oamenii care, într-adevăr, îl iubeau pe Iisus și doreau cu orice preț să cunoască voia lui Dumnezeu. Bun, haideți să vedem ce face Domnul Iisus acum când acești oameni pleacă, se întoarce către cei 12. Citim de la 67 până la 71. Sora Corina. Atunci Iisus a spus celor 12, nu doriți și voi să plecați? Atunci Simon Petru i-a răspuns, Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții eterne și noi credem și suntem siguri că Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu. Iisus le-a răspuns, nu v-am ales eu pe voi cei 12 și unul dintre voi este diavol? Și vorbea despre Iuda, Iscariot, al lui Simon, fiindcă el avea să-l trădeze, fiind unul din cei 12. Da, acum Domnul Hristos îi dă ocazia și cel 12, dacă și ei vor să plece, pur și simplu sunt liberi, nu? Le pune la cercare. Nu doriți și voi să plecați? Cum înțelegem acum cuvintele lui Petru? Care a fost diferența între Petru și cei 12, în afară de Iuda, bineînțeles, dar și Iuda în momentul acesta nu era cu cei 70. Care diferența între cei 12 și cei 70? De ce cei 70 au plecat, cei 12 au rămas? Pentru că cei 12 încă mai credeau. Ok. Că e Fiul lui Dumnezeu. Ok, da, ok. Mai departe, altcineva? Eu cred că acești 12 mâncau mai mult decât ceilalți. Adică mâncau din trupul lui Hristos, nu mă refer la mâncare fizică. Studiau. La cine să ne ducem? Aveau o alternativă. Spune Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții. Păi oare conducătorii, pastorii, nu aveau cuvântul vieții? Păi se dovedise că nu. În comparație cu Domnul Iisus Hristos, despre el, norodul spunea că vorbește cu putere. Chiar și pe cine trimiteau ei, îi scoate. Niciodată nimeni n-a vorbit ca omul acesta. Ar fi avut și ei cuvintele vieții dacă ar fi fost pe aceeași linie cu Domnul Iisus Hristos. Da. Da. Mă mai gândeam la ceva și nu am mai intervenit atunci. Mă gândeam la acești 70 care au plecat. Și fac chiar o paralelă cu noi din vremurile din urmă. Eu cred, acum nu știu dacă găsim scris undeva sau nu, că au devenit poate cei mai aprigi împotrivitori ai Domnului Iisus Hristos. Aș citit că ei niciodată nu s-au mai întors. Da. Și atunci când tu ai fost aproape și te-ai lepădat, cred că Satana te folosește de altfel cum și invers. Din Pavel, din Saul, Dumnezeu a făcut din ucenicul celui rău a făcut un slujitor nemaipomenit al lui.
Probabil că așa va fi și în timp. Cum? Îmi dau voie să vă întreb și eu ceva, dacă se poate. Da, eu am terminat. Nu vreau să vă țin predică, să mă acuzați de ară, că noi o țin predică. Eu vreau să spun despre cei 12 cu cei 70. Domnul Hristos, când a venit la început pe pământ, el a avut o biserică apostolică. A avut adevărul. El a venit să provedească cuvântul, să spună adevărul, Domnul Hristos. Și până la urmă, mergând către moartea sa, mergând către Golgota, Domnul Hristos a venit, a umblat, a vindecat, a făcut bine, dar el de acolo încolo știa că îi sosește ceasul. El s-a dus spre Golgota, spre Golgota înainte. Domnul Hristos a vrut să-și curețe biserica, s-o curăță în ziua de astăzi. Domnul Hristos, el când s-a dus pe drum, zice, el a vrut să facă separarea asta, o cernere, Domnul Hristos, după cât te înțeleg eu aici. Și el, făcând cernerea, zice că a vorbit noroadelor. Și la unii nu a plăcut. Astăzi când se vorbește în biserica adventistă, la multă lume, la mulți frați sau surori, nu place cuvântul. De ce nu place cuvântul? Deci cuvântul taie și doare, nu? E o sabie cu două tezuri, spune cu Biblia acolo, da? Și taie și omoară, mădularele și așa mai departe. Domnul Hristos a făcut o selectare. La Domnul Hristos nu-i trebuie ucenici care fură, care mint, nu-i trebuie ucenici corupți și așa mai departe. Și cei 70 zice că au plecat, l-au părăsit. Ducă-se, ei s-au dus. Se întoarce la cei 12. Zice, voi nu vă duceți. Dar se scoală Petru în picioare și zice, unde să mergem, Doamne, Tu ai cuvintele vieții. Nu vreau să o lungesc. Domnul Hristos a trebuie să facă o selectare în biserica sa, în poporul lui. Că nu toți care cântăm și citim în cuvântul lui Dumnezeu, suntem mântuiți. Asta e clară treaba, spune Biblia, Spiritul Profetic. Nu suntem mântuiți. Dar el face selectarea și el desparte neghina de grâu. Adică acum să înțelegem. Păcatele de omisiune, păcate ascunse, păcate care nu se știu, aceea este neghina care trăiește în biserică împreună cu grâul. Dar nu fapte grave care se săvârșesc în biserica adventistă. Știți ce spune Domnul? Ține în biserică, că trebuie să ținem în biserică, că trebuie să iubim pe fratele nostru. Nu. Ăștia zice, afară cu ei, serva Domnului. Păcatul nu trebuie ținut în biserică. Afară cu ei. Și atunci cei 70 au făcut la 200 de grade, au întors spatele la Domnul Hristos și au plecat. Și au mai rămas cei 12. Voi nu plecați. Unde să mergem, Doamne? Tu ai cuvintele vieții. Și au rămas cu Domnul Hristos. Domnul Hristos, el a ales numai 11 ucenici. Că al 12-lea scrie pana inspirată, zice, el s-a încheiat. Îl știm pe ăla de-al 12-lea care s-a încheiat. Iuda. Iuda, el s-a încheiat. Doamne, vreau să te urmez. Și Domnul Hristos nu l-a aruncat. Și hai da, Iuda, că tu ai un plan. Tu trebuie să duci ceva la îndeplinire. Și așa a și fost. Mulțumesc. Da, mulțumim. Da, e clar că ucenicii, cei 12, au văzut că conducătorii poporului sunt niște fățarnici, oamenii formaliști care nu cunosc pe Domnul. Și zilele acestea sau lunii, cât timp au fost cu Domnul Hristos, au văzut diferența, au făcut diferența și au văzut că Domnul Hristos are cuvântul vieții și, bineînțeles, nu aveau o alternativă, nu aveau unde să se ducă. Același întrebare Domnul Hristos ne-o pune și nouă astăzi. Voi nu vă duceți? Sau nu doriți și voi să plecați, cum scrie Fidela? Dacă credeți că aveți alternativă, da, puteți pleca. Dar dacă ca Petru și ceilalți apostoli nu vedem o altă alternativă, ci singurul alternativă este Domnul Hristos, să rămânem cu El. Da. Bun, și sora Roxana? Vreau să spun, microfonul e deschis. Deci vreau să spun că diferența între, la întrebarea care ai pus-o tu, diferența între cei 70 care au plecat și cei care au rămas a fost că
unii n-au fost dispuși să-și lase eu, au zis că e prea greu să facă tot ceea ce spune, iar ceilalți, chiar dacă le era greu, s-au hotărât totuși să calce pe eu lor, să continuă să stea cu Domnul Iisus. Acum vreau să citesc din, nu știu cum se numește în românește cartea asta, acolo unde viziunile doamnei lui Ellen White. Experiențe și viziuni. Așa, experiențe și viziuni, dar acolo spune, zice, mulți care spun că sunt, care au poartă numele de creștini și care așteaptă venirea în curând al lui Iisus, nu știu ce înseamnă să sufere pentru Hristos. Inimile lor nu sunt transformate de mila lui Dumnezeu. Eul lor nu este mort, cum se poate arăta de multe ori în viața lor. Ei povestesc de foarte multe încercări care l-au avut. Abă, pricina acestor încercări este o inimă rebelă, în care eul este foarte sensibil, el se simte foarte des jignit și supărat. Deci vedem aici, deci acest citat l-am tradus din cartea asta, că eu nu am în românește. Deci dacă vedem acest citat, vedem că problema care o avem noi în general este eul. Și așa a fost și la evrei, așa e și la noi. Și deci problema cea mai gravă e acest eu. Să iubești pe dușmanul tău, dacă cineva te jignește să îl iubești totuși și să nu te superi pe el. Acum, dacă cineva ne jignește, marea majoritate se supără așa de tare că nici nu mai poți să vorbească cu ei. Deci aici se vede că eul trăiește, nu este încă mort. Și aici trebuie luptat. Deci dacă vrem să intrăm vreodată în cer, numai dacă eul ăsta e dispărut și moare, altfel nu avem nicio șansă. Chiar dacă rămânem lângă biserică, să zicem așa, sau în biserică. Da. Ok. Sora Corina și după aceea încheiem. Da. Fraților, este foarte periculos. Ei au plecat pe față, acei 70 de ucenici. Pentru noi e foarte periculos că s-ar putea întâmpla să spun eu sunt cu Domnul, dar să fiu plecat. Deci din gură să cred, da, eu sunt cu Domnul, dar în schimb să fiu plecat de mult. Trebuie să fim foarte atenți să nu plecăm, să rămânem și cu inima lângă Domnul. Și cum a spus sora, foarte de acord, că eu ăsta până nu moare, nu se împacă. Eu cu Dumnezeu nu merge împreună. Ori el, ori eu. Dacă eu meu e pe tron și vreau să fiu Dumnezeu meu, nu e bine să-l am. Atât am avut de zis. Da, mulțumim. Bun, deci cu aceste cuvinte, cred că fratele Cristi? Pericolul este să nu o luăm noi înaintea lui Dumnezeu. Da? Că dacă o luăm înaintea lui Dumnezeu, nu facem nimic. Corect. Trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să meargă înainte și noi după El. Să ținem pasul cu El, nu noi să mergem înaintea Lui. Facem exact ce a făcut Iuda. Da, așa este. Da, ok. Cu aceste cuvinte am terminat acest capitol. Sabatul următor vom începe capitolul 7. Dumnezeu să ne ajute să nu fim ca acei 70 de oameni care au plecat, să acceptăm fiecare cuvânt care vine din gura lui Dumnezeu, să înțelegem că cuvintele Lui sunt viața veșnică. Să avem obiceiul să studiem în fiecare zi și să mâncăm din trupul Lui și să bem din sângele Lui. Pentru că asimilând cuvântul Lui, acesta devine o parte din noi. Și prin aceasta avem Duhul lui Hristos și viața veșnică. Dumnezeu să ne ajute în aceasta. Amin. Vă invit să ne plecăm pe genunchi cine poate. Amin. Și cine dorește să încheie cu rugăciune.
Sora Corina, să ne rugăm. Tu. Da. Tată drag, Doamne, venim la picioarele Tale, Doamne, în seara aceasta, după aceste cuvinte frumoase auzite, după întâlnirea cu frații, venim să-Ți mulțumim de bunătatea Ta. Îți mulțumim, Doamne, de încă de lungă răbdare care o mai ai față de noi, de fiecare, de pământul acesta, de globul acesta pământesc. Îți mulțumim căci dragostea Ta a fost așa de mare încât ai dat totul, Doamne, pentru noi. A murit Fiul Tău în locul nostru, ca noi să avem speranță, să avem viață veșnică. O, Tată, îți mulțumim! Slavă Ție, Tată, slavă, slavă, pentru dragostea care ne-o arăți și ne-o ai arătat. Îți mulțumim, Doamne, și Te rugăm să ne pocăiești. Pocăiește-ne, Doamne, că și noi nu putem să ne pocăim. Schimbă viețile noastre, schimbă inima noastră, schimbă caracterul nostru și pune tot acea dragoste care este numai la Tine, Doamne, în cer, că l-am pierdut-o. Pune-o Tu în noi, răstăbilește-o în noi dragostea, căci prin aceasta se cunoaște că Te iubim. Prin dragostea Ta, păzește Tu legile și poruntile noi și ajută-ne ca să facem voia Ta și mai bine să murim decât să facem compromisul cu păcatul. Rămâi cu fiecare din noi, rămâi noaptea aceasta cu noi, călăuzește-ne, Doamne, și ajută-ne ca să trăim fiecare clipă, secundă, fără păcat, prin puterea Ta. Amin. 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 Amin.